Buonasera, sunt Luminița și astăzi vă voi arăta cum se lucrează modelul Bob de orez. Este aproximativ la fel ca și modelul 1 pe față și 1 pe dos. Doar că la al doilea rând se lucrează un pic diferit. La ochiul care este lucrat pe față, el se va lucra pe dos, deci la rândul 2. Avem pe dos, îl vom lucra pe față, pe față îl vom lucra pe dos, la fel și cu celelalte. Al treilea rând, la fel, avem pe dos, noi îl vom lucra pe față, pe dos, pe față, de fapt, îl vom lucra pe dos, este pe dos. Față, la fel. Și următoarele rânduri, de asemenea, la fel. Deja se vede modelul. Uitați, am împletit mai multe rânduri pentru a se putea vedea modelul. Avantajul este că și pe față și pe dos iasă la fel și este un model frumos. Care se lucrează și ușor. Vă invit să exersați până deprindeți tehnica. Vă mulțumesc pentru atenție!